Laura Lavric s-a operat anul trecut la șold, iar acum trebuie să treacă din nou printr-o intervenție chirurgicală. Artista suferă de coxartroză, o afecțiune diagnosticată în principal la pacienții din grupul de vârsta mijlocie, dar se poate manifesta și la persoane mai tinere, fie în urma unor predispoziții genetice, fie ca urmare a stilului de viață. Înainte de operație, artista s-a deplasat cu ajutorul unui cadru metalic, apoi a mers cu ajutorul bastonului. Aceasta a fost operată de medicul care i-a tratat și pe colegii săi de scenă, Elena Merișoreanu și Constantin Enceanu. După ce s-a operat la un șold, acum are nevoie de o intervenție chirurgicală și la celălalt. Solista nu își explică de ce a început să aibă aceste probleme și să fie nevoită să apeleze la ajutorul medicului, pentru că mereu a avut grijă de sănătatea sa. Cazul Laurei Lavric demonstrează că această afecțiune nu ține cont de vârstă și poate afecta chiar și persoane active, care au grijă de sănătatea lor. Intervenția chirurgicală este o soluție frecventă pentru coxartroză, în special în cazurile avansate. Există diverse tipuri de intervenții, iar alegerea procedurii potrivite se face în funcție de gravitatea afecțiunii și de starea generală a pacientului. Recuperarea după o operație de coxartroză poate fi lungă și dificilă, dar cu o recuperare corectă și perseverență pacienții pot reuși să își recapete mobilitatea și calitatea vieții. Sperăm ca artista să se reîntoarcă curând pe scenă, bucurându-și publicul cu talentul și energia sa.